Salut, lume, sunt Nic și bine v-am găsit la 6-a ediție de Snicăreala. Înainte să înceapă această emisiune săptămânală, cu emisiunea săptămânală despre ce și cum, unde și când, haideți să strângem 80 de like-uri pentru că se poate, se fucking poate. Bun, în această săptămână vom vorbi despre adevăratele prietenii. Prieteni falși. Tărân. Bun, deci o să... Tot subiectul de astăzi să fie numai cu prietenii și prieteni falși și legături de astea care o să... Na. Prietenia adevărată este când prietenul tău îi dă această chestie. Ta-da! Mă rog, acum pot alea de mare. Nu, ok, hai să fim serioși. Deci, bă, o prietenie adevărată. Ci că cele mai bune prietenii, adică prietenii adevărate, se leagă în liceu și în facultate. Băi, normal, frate, pentru că acum, știi, în clasele astea primare nu prea poți să legi prietenii gen, pentru că acum, na, îți așa oameni, nu prea gândim ca lumea, de-aia nu putem să legăm, adică atunci când o să, gen, când o să ai nevoie de un prieten, dacă o să vă legați bine prietenia, frate, știi, un prieten înseamnă un prieten adevărat, când îl sun, frate, și ai nevoie de el, frate, el să te ajute, gen, chestii de genul, nu știu, sau cu prietenile alea, frate, când... Îți ții prieten, frate, doar dacă îi dai ceva sau doar dacă faci chestii de genul. Aia mi se pare cel mai nașpa. Sau prietenii falși. Ai avut vreodată un prieten fals, Pătălea? Adică tu ai doar prieteni de adevărați la maximum? A, nu știu adevărat, așa, știi, prieteni pe acolo. Păi da, cel, dacă ai... Dar nu sunt falși, știi, nu stau ei cu mine doar pentru că sunt cine crezi tu, știi? Da, dar tu dacă gen, dacă ai, cred că cel mai bun prieten al tău, e Petrică Grasu, nu? Petrică Grasu, what the fuck? Petru Grasu, frate, serios acum, ăla cred că ți-e cel mai bun. Da. Adevărat, zic, adevărat ca lumea. Dar cu el mă cunoaște când a... Păi asta e chestia, cât te cunoști mai mult, adică tu știi cam totul despre el, nu? Păi așa se leagă, frate, nu. Mă rog, acum o să ajung la liceu și o să văd cum e cu prieteniile astea. Oricum, am întâlnit tot felul de specimene care când ai nevoie, nu știu, vorbiți, nu știu cum, îi dai ceva și când are nevoie de tine, salut. Sau gen, dacă nu îi dai ceva, nu ți-i prieten. Sau porcării de genul. Sau prieten doar pentru că ai bani. Sau prieten pentru că ești... nu știu, faimos pe YouTube sau nu știu, orice, toate derivatele de la chestia asta cu prietenii. Bă, alte prietenii mai sunt atunci, frate, când petreci tot timpul cu ăla, știi? Adică gen, am mai avut, știi când am început cariera asta de YouTuber pentru că am 400 de miliarde de abonați. Și am început, este chestia aia să nu uiți cine te-a adus până la chestia asta. Gen, am, mai ții minte când eram la început, Pătălea, într-adevăr, Pătălea. Păi dacă cu Pătălea mă cunosc de la grădiniță, nu? Mm-hmm. Dar nu prea vorbeam noi la grădiniță, atunci când eram primul an de grădiniță, nu prea vorbeam noi. Mm-hmm. Și când îți făcea, când ți-a făcut ceva rău, mai vorbeam două săptămâni. Păi da, era chestia. Și știu că în ultimul an de grădiniță, în ultima săptămână atunci, am plănuit cu Mihnea să nu știu, să-ți facem ceva rău, nu știu, ceva în genul. Asta știu că mi-a rămas, nu știu, mi-a rămas acum, mi-am amintit că stăteam acolo și am zis, bă, Mihnea, hai cu Pătălea să nu știu, facem nu știu ce, frate. Bă, și-o tot trecut anii la grădiniță, bă, ne cunoaștem, păi da, câți ani am, sau 8-a, n-am scăpat de grădiniță acum 8 ani. Și cu încă 2, aproape 10 ani și am 15 acum, așa. Deci... Și noi am început să... Eu am început să ies afară când maică-ta a vorbit cu bunica mea când am ieșit și a zis să mai face zonă, tot felul de chestii și mi-a zis... Poți mi-a zis, băi, nu vrei să ieși afară că îmi mai ții minte pe Luci de la grădiniță și Mihnea, da. Și m-am ieșit afară și... M-am dus acolo în spate și așa s-a... Magia, magia, frate, dar știi, atunci nici nu ne prea... Adică eram doar noi, știi cum era odată cartierul, când jucam jocuri inventate, stăteam de dimineață până seara. Știu că nu te lăsa foarte mult afară pentru că tu stăteai cu o stradă mai încolo, știi? Da, eram și mic atunci. Da. Știi cât
țigani erau. Da, da, cred că încă nu. Dar bine, era micuț atunci. Și de câte ori n-am fugit noi de țigani? Doamne, prin câte am trecut, frate? Cu țigani și cu porcările. Ne cunoaștem de mult, frate, bineînțeles. Dacă vreți 50, un bloc de 50 de dăți pentru data viitoare, nu lăsați să dați un like. Adică, deci... a, să facem ce s-a întâmplat. Na, păi, dar o să facem gen o emisiune, o să fac un vlog de ăsta ca lumea cu chestii de genul ce s-a întâmplat, așa știi, 50 de chestii sau, mă rog, 30 câte o fi. Dar dacă ajungem la mai multe, 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 hai bag un număr de like-uri. 200. Hai, frate, un număr mai micuț. 150. 100 de like-uri. 150. Bine, dacă zici tu 150, mă rog. Faza e că... păcat că acum prieteniile s-au cam destrămat, știi? Adică cel mai bun prieten meu acum e în America de câți ani? De vreo 4 ani, cred. Da, și prietenul meu cel mai bun e în Danemarca. Și așa toți au plecat, mă rog, eram înainte când eram mici, stăteam prin cartier, eram o grămadă, era și Petru Gras când stătea aici la... lângă tine, stătea pe lângă tine, nu? Stătea sus. Deasupra lui Potolea și Mihnea stătea lângă mine. Frate, stăteam afară și nu știu că, mă rog, acum o plecat o grămadă de aici, din colectivul ăsta care era odată. Na, mă rog. Am rămas numai noi doi. Da, mă rog, o să, poate o să-l mai vedem la vară. Da, e nașpa, bă. Poftim? Vine la mine o săptămână, Petru. Oale, ce bine. Oricum, cu prietenile astea, frate, crede-mă că dacă l-aș suna, bine, dacă n-ar fi în America, dacă l-aș suna, frate, să îi cer ceva să mă ajute, îți dai seama că m-ar ajuta sau chestii de genul de ăsta, adică ne cunoaștem de atâta fucking timp, am făcut atâtea chestii împreună, la fel și cu Potolea, bă. De câte ori n-am fost noi la mare, la munte, la prin țară, pe oriunde, frate, am fost, am stat, am dormit unii la alții, am, nu știu, pana mea, câte chestii n-am făcut, frate. Bine, ai fost la mare 2 ani. Poftim? Nu, 3 ani în continuu ai fost cu mine la mare. 3 ani în continuu? 3? 3 ani, 3 ani. 3 ani. Mă rog, n-am mai fost, n-am mai fost de ceva ani la mare, 2 ani. Aqua Magic. Cine distramă și cu apă și cu... ai, și atunci știu că era moda aia cu Minecraft, era Minecraft 1.4. Ne uitam la pic, cum a găsit o munte cu un spawner de spider. Da, bă, ce vreme, bă, când stăteam și... na, mă rog, deja ar trebui, bineînțeles, am spus că 10 minute sunt prea puțin ca să depun o amintire, numai că dacă fac prea lungă, risc... nu sunt 10 minute. Nu, încă mai avem vreo două, dacă, unul sau două, mă rog. Nu contează, e puțin, bă, și mi-e stă freda foarte ciudată astăzi. Bă, și cam asta e cu prietenii, mă rog, îs și prietenii de alea care ești prieten cu el de mic, frate, și rămâi până când crești mare, 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 știi, și sunteți prieteni adevărați. Și sunt prietenile alea care ești prieten și după, efectiv, nu mai sunteți, gen, la grădiniță, frate. Câți prieteni n-aveam, încă mai știu pe unul rar sau nu știu cum, și cu care n-am mai vorbit, mă. Și eram prieteni acolo, ne jucam, dar n-am mai vorbit. Da, bă. Naru. Ce vremuri, bă, frate, bă. Era unul Vlad mai blond, așa, știi? Da, dar știu că era în clasă cu tine. În 1-4. Nu, ăla-i alt Vlad. Doamne, frate, ce... oricum, prietenii se leagă, frate, calm, adică trebuie să te cunoști cu el, trebuie să faci, nu doar așa, la glumă. Ai din. Nici cu el n-am mai vorbit. Trec, frate, anii trec astea. Mă rog, oricum, ci că, ce, adică așa spune toată lumea și așa o fi, cred că cel mai bune prietenii sunt la liceu și la facultate. Pentru că, na, nu știu, atunci stai, știi, cu ăia în cameră la, nu știu, la căminul ăla, faci o glumă. Da, mă rog, da. Da, că știi și, na, te legi și atunci ai și gândești și altfel și că ești mai mare cu o grămadă de ani, na, e altfel. Bă, s-o duce ediția de săptămâna 6-a, dacă nu mă înșel, sunt, ba nu, mai avem încă două ediții și facem două luni de, de când punem snicăreala. Na, sper că v-a plăcut acest subiect, ne revedem data viitoare, nu? Nu e așa, Potolea? Să vede chestia de la fel. Și
Deci hai, bag aia, că tu vrei să apară.